ziua! Ce frumos! Uite, îți zâmbiți amândoi! Stai! Așa, nu te mai uita la câine, la mine, uite-te! Așa! Bă, rămâi așa! Rămâi! Mă scuzați, dar toate se întâmplă acum. Să știți că această cățelușă este o cățelușă de rasă, are 15 ani, îi oarbă, n-aude și așa, dar îi rămâi așa. Uite la mine, nu te mai uita la ea. Ți-am mai zis de două ori. Pentru că aici e viitorul. Ei! Așa. Nu știu, cred că au auzit ceva acum. Vreau să-i fac niște poze, toți ne comportăm bine cu ea, pentru că vrem să o avem de amintire și pe urmă să o uităm că așa-i omul, așa-i câinele. Ea este Victoria, a venit la București. Cum te simți la București? Mă simt foarte bine, chiar mi-a fost dor. De capitală. De vizită în capitală, normal. Așa este, da. Și ea, să știți că iubește acest câine. Este o piesă acest câine. Vai, ce fain. Uite la mine. Că e mai prin poze. Vai, ce cur pe el. Stai, picuț. Dar ăsta, șefa mi-a zis că niciodată, nu puțin, că niciodată nu se uită în cameră, dar până la cameră se uită orbul ăsta. Bun, eu o iubesc și eu, dar nu știu cum să mă comport cu un om la 150 de ani. Cam atât are la cei 15-16 ani. Se zice că 5 ani, nu, un an și 7. Da. Da, deci sunt pensionare. Da, îndă-te tu! 7 ori 5 e 35. Deci are 105 ani. 105 ani, da. Da, pare că e. Da. Da, dar n-aude. N-aude, nu așa. Da, și ea e la capitală, la glume nu vorbe, mergem acolo, mai rupem și noi un autograf, un zâmbet. Ia medicamente, ea este o bătrânică, foarte îngrijită. Da. Mulțumim, bătrânică, mulțumim. Drăguță-i. E drăguță.